Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia va organiza joi 7 noiembrie 2019, începând cu ora 11, prima ședință a Comitetului Regional de Elaborare a Planului de Dezvoltare Regională 2021-2027. La eveniment sunt așteptați să participe membrii CRP Sud-Muntenia, respectiv reprezentanții autorităților publice locale și regionale, mediul academic, societatea civilă și ai mediului de afaceri, precum și reprezentanți ai altor organizații cu activitate relevantă la nivel regional, în diverse domenii specifice. În cadrul întrunirii vor fi prezentate caracteristicile viitoarei perioade de programare, analiza socioeconomică a planului de dezvoltare regională 2021-2027 al regiunii Sud-Muntenia, ulterior urmând a fi dezbătută propunerea de regulament de organizare și funcționare a Comitetului Regional pentru elaborarea planului de dezvoltare regională 2021-2027 al regiunii Sud-Muntenia.